Vă mulțumesc, domnule președinte, ședință. Doamnelor și domnilor, până când coaliția toxică a noului USL va abuza de răbdarea românilor din diaspora? Cât de departe va merge indolența acestui guvern incompetent? Pun aceste întrebări pentru că în perioada sărbătorilor de iarnă, autoritățile române sub oblăduirea coaliției PSD, PNL și UDMR, și iau au sancționat în mod abuziv pe cei peste 50.000 de români care n-au reușit să completeze acele formulare de intrare în țară, acele așa numitele PLF-uri, în baza unei ordonanțe de urgență date în prag de Crăciun. Mai mult, românii n-au avut la dispoziție suficient timp să se informeze și nici măcar la vamă n-au fost înștiințați despre obligativitatea completării acestor formulare. Așa că zelul autorităților demn de ghiță pristanda s-a lăsat cu zeci de mii de amenzi care însumează acum peste 25 de milioane de euro. Să nu uităm că cei mai mari investitori străini în țara noastră sunt milioanele de români care trimit bani familiilor. Ce primesc din partea statului român? Sfidare și umilință. Pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor celor care muncesc în străinătate cu gândul la cei de acasă și care nu renunță la ideea că pot trăi într-o țară care își respectă cu adevărat cetățenii. Vă garantez că nu stăm deoparte, în urmă cu câteva săptămâni am amendat ordonanța încercând să eliminăm disfunc disfuncționalitatea și aberațiile incluse în aceasta. Mai concret, prin acele amendamente am vrut să extindem perioada de completare a formularului de la 24 la 72 de ore, să ajustăm aplicația web pentru PLF astfel încât aceasta să nu le permită utilizatorilor completarea formularului înainte de termenul prevăzut de lege, să exceptăm de la completarea formularului câteva categorii de persoane, cum ar fi cei aflați în tranzit, șoferii de tir, lucrătorii transfrontalieri, elevii sau studenții cu domiciliul în afara României. Și nu în ultimul rând să extindem perioada de stocare a datelor până la șase luni, pentru ca declarația să apară și în bazele date oficiale ca dovadă incontestabilă. Și care a fost răspunsul genilor din Coaliția Socialist-Liberală? Aceștia au ales amâne votul pe amendamentele propuse de USR în Comisia Juridică și asta pentru a fi duioși cu guvernul lor, guvernul lor, nu al cetățenilor români, astfel încât să încerce să mai spolieze pe aici, pe acolo, ug defectuos. Numai că, în ciuda acestor eforturi, pe ultima sută de metri, noul proiect al guvernului nu numai că nu preia măsuri mai prietenoase cu muncitorii români, dar nici măcar nu extind perioada de completare a formularului într-un termen mai rezonabil. Așa că românii vor contesta aceste amenzi, iar statul român va pierde procesele pe bandă rulantă din cauza acestui guvern responsabil și experimentat care nu, care dă din nou cu buta în baltă. Cum credeți? Cât vor mai îndura românii din diaspora această sfidare a bunului simț? Și, a, și așa numărul de români plecați în străinătate crește pe zi ce trece în mod exponențial. Măcar acum treziți-vă din această indiferență și plecați urechea spre doleanțele diasporei votați amendamentele propuse de USR și reparați cât mai urgent aceste absurdități din ordonanța de urgență cu privire la formularul de intrare în țară. Nu în ultimul rând, USR va continua să lupte în Parlament pentru ca românii din străinătate să fie auziți și corect reprezentați în instituțiile și legile statului român. Vă mulțumesc!